Salutare tuturor, eu sunt Midas și astăzi sunt alături de Sebi Chitoșcă, mijlocașul celor de la FC Botoșani. Astăzi vom face 3 provocări bazate pe fotbal. Prima provocare va fi penalty challenge. Sebi va citi o întrebare de cultură generală, iar dacă știe răspunsul, va decide dacă va executa el primul penalty sau mă va lăsa pe mine. Poftim, te rog să o citești cu voce tare. Țara cu cea mai mare suprafață. Rusia. Corect. Dai primul sau dau eu? Dai eu primul. Ok. Care este colegul de la care ai avut cel mai mult de învățat? Cred că am avut o perioadă scurtă în care am stat la Steaua cu Varela și cred că este jucătorul care mi-a explicat foarte multe chestii despre fotbal, fotbalul la nivel înalt și cred că de la el am avut cele mai multe lucruri de învățat. Simone Zaza. Prieten, nu e rău. Pentru un amator s-a descurcat destul de bine. Da, am încercat și o scăriță acolo, nu mi-a ieșit. Trebuia să fac ceva să pară mai spectaculos. Câte goluri ai marcat în toată cariera ta? 7. Corect. Câte selecții ai la echipa națională de tineret? 3. Corect. Împotriva cărei echipe ai debutat în Liga 1? Pentru FC Botoșani. Cred că împotriva Stele. Da, am fost și eu la acel meci. Când ai jucat în Liga 2 pentru Ceahlăul, câte goluri ai marcat? 2 goluri. Da. Câte asisturi ai cumulat până acum? 4. Da. Această provocare va consta din șuturi date de la marginea careului. Vă citi întrebarea. Numește 2 jucători olandezi care au câștigat balonul de aur. Da, nu prea știu. Rijkaard, poate? Rijkaard? Da. Și Beckenbauer. Mersi, Sebi. Tu decizi, la asta... Hai mă, dă-i primul. Da, eu primul? Ok. Se pare că de data asta voi marca și mai puține goluri, să nu aveți așteptări prea mari. Bro. Ratează. Wow, leu! Asta se cheamă șpârlă. Care este cel mai mare regret din viața ta, din cariera ta, mai bine spus?
nu pot să spun că am regrete foarte mari, pentru că am perceput orice etapă al carierei mele așa cum a așezat-o Dumnezeu, să zic, și cum am meritat. Când am muncit bine, corect, cred că mi s-au arătat și lucruri bune. Când am fost mai puțin muncitor, fotbalul mi-a dat rezultate ca atare. Mai am de lucrat. Bravo! Bă, da... Lovește ciudat, dar nu te rog. Da, foarte rău. Câte meciuri ai jucat în Liga 1 până acum? 72. Da? Împotriva cărei echipe ai marcat primul gol la nivel profesionist în Liga 1? Așa, da, e altceva. Cred că în Liga 1 am marcat contra Năvodarului. Săgeata Năvodar? Da. Împotriva cărei echipe ai dat ultimul asist? Nu știu. FC Brașov era. Oh, bine! Au, ce aproape a fost! Ok? Ai jucat și la echipe din provincie și la echipe din capitală. Care crezi că este diferența dintre o echipă de provincie și una din București? Diferență mare nu prea este. E chestia că în capitală sunt alte performanțe, sunt alți oameni care sunt dedicat fotbalului 100%, în genul că sunt oameni foarte mari de fotbal, cu nume mari în fotbal. De asta se spune că la echipele din capitală e o rampă de lansare, pentru că sunt și echipe bune. Acolo sunt mai mulți bani, cam asta e diferența. E diferența de nivelul financiar pe care în provincie nu prea îl găsești. Cam asta e diferența. Băieții au fiecare câte două, sper să dau și eu măcar una, ca să nu vă dezamăgesc. Primele două au fost foarte aproape, să sperăm că dau și eu măcar una. Am dat și una, mai am două încercări, să vedem ce o să fie. Destruction.
Acum o să te rog să-mi spui care este dream team-ul tău. Să-mi spui întâi informația. 4-1-4-1, okay. Portar mi-a plăcut cel mai mult și îmi place Buffon, okay. Fundaș dreapta Walker de la Manchester City, fundaș Chiellini, Ramos și fundaș stânga Marcelo. Da. Kanté, Iniesta, Modric, Neymar, Messi și Ronaldo în față. Ok. Cam acestea au fost provocările, le-am pierdut pe toate, dar nu e nicio problemă. Experiența contează și sper ca pe viitor să devin mai bun. Mulțumesc frumos, Sebi! Mulțumesc mult!